Eram într-un oraș în Statele Unite, la o evanghelizare, așa cum sunt la dumneavoastră astăzi aici în Oradea. Și o familie din oraș, care mi-erau prieteni, au aflat că sunt în oraș. M-au sunat și au zis, frate Lazar, noi n-am îndrăznit, știi, în programul dumneavoastră să vă sunăm acasă, ca să vă invităm, deși suntem prieteni, avem nuntă la fiica noastră. Vă rugăm să veniți și la nunta fiicei noastre. Era duminică dimineața, așa cum suntem aici, și le-am explicat și am spus, nu pot, pentru că angajamentul meu este cu biserica și nu pot să plec de la biserică. Dacă m-ați fi sunat din timp, păi împărțiți timpul în două. Am zis, nu mai fac lucrul acesta, pentru că nu iese lucrarea bine nici într-o parte, nici într-alta. Dar vă rugăm frumos, din prietenie, din respect pentru noi, haideți măcar la masă și la masă să aveți câteva cuvinte și copiii noștri o să se bucure și participanții o să se bucure. Au insistat și m-au convins să mă duc la masă. Așa că am terminat de predică și am rugat pe păstor să mă ducă pe acolo la locul unde era restaurantul cu masa. Când am ajuns în piațeta aceea unde era restaurantul, am văzut oamenii care aveau business-urile în piațeta aceea, toți erau în fața ușii. Și vreo 20 de copii fugeau, alergau, țipau, erau copii între 4, 5 și 12 ani, parcă era sfârșitul lumii acolo. Am înțeles că sunt din tribul meu, erau români. Când i-am văzut, nu m-am simțit bine, am strigat la ei, băi copii, ia veniți la mine! S-au oprit toți, una, două au fost în fața mea. Și am zis, măi copii, uitați care este problema. Vedeți, toți oamenii care au business-uri aici au ieșit în fața business-ului, se tem că voi o să spargeți geamurile sau o să faceți ceva. Voi ar trebui să fiți acum în restaurant cu părinții, se mănâncă acolo bine, se cântă frumos. Haideți că și eu am venit la nuntă, la masă, haideți cu mine în restaurant. Unul din ei, așa cam la 5 anișori, foarte îndrăznesc, foarte brav, s-a uitat la mine și a zis către mine, mă, dar tu cine ești? Și am spus, eu sunt un tată de copii, așa cum aveți voi tatăl vostru, și sunt un păstor. Dar el mai dibaci. Deci, nu așa, mă, cum te cheamă? Oh, se mă cheamă Gog, Lazar Gog. Cum ai zis, mă? Lazar Gog. Stă el așa un pic și se uită în ochii mei și mă ia de pe picioare. Și zice către mine, băi Gog, așa e că tu ești un porc. M-am încercat să-mi revin și să nu reacționez și am zis, măi, dar cum poți tu să vorbești așa? Păi uite că și eu am două picioare, ca și tine, am mâini, eu te vorbesc, mă, de care zici tu, eu nu vorbesc, mă, aia guiță. Dar cine ți-a spus ție lucrul ăsta? Și auzi ce îmi spune? Tata și mama. La noi în casă se face rugăciune de două ori pe săptămână și acolo s-are mult să vorbește de tine și ei mi-au spus că tu ești un porc.